Salut, eu sunt Paul și astăzi vom discuta despre gândirea pe care am avut-o în timp ce lucram la informatică. Țin minte că exact acum, un an, mă pregăteam pentru Olimpiada Județeană de Informatică și plecam cu zero șanse, având în vedere că era prima mea participare. Fiind prima mea participare, nu mai lucrasem probleme atât de grele și în niciun caz nu aveam cum să le înțeleg. A trebuit să încep cu probleme de clasa 9 și ușor-ușor să ajung la probleme de clasa 11-12. Începând să lucrez, m-am întâlnit cu probleme grele pe care nu puteam să le rezolv. Ușor-ușor mă descurajam, vedeam și persoane care deja reușesc, pot să înțeleagă foarte ușor unele lucruri și mă frustram sigur pentru că nu puteam să înțeleg unele concepte pe care nu le mai întâlnisem până atunci. În cei 4 ani de liceu, fiind profil matematică-informatică, teoretic ceea ce trebuia să știu cel mai bine era informatica, așa că viitorul meu depindea de chestia asta. Și am decis că ar trebui să continui să lucrez chiar dacă mă frustrez. Am avut până acum câțiva elevi la meditație și am observat că majoritatea dintre ei erau focusați pe rezolvarea cât mai multor probleme, chiar dacă ele erau ușoare. Ideea era că să fie cât mai multe, chiar dacă nu-i ajutau cu nimic. Te bucuri în interiorul tău că ai rezolvat 15 probleme într-o zi, chiar dacă nu te-a învățat nimic nou. Și eu am avut un timp foarte scurt în care trebuia să rezolv aceste probleme. Eu am început în septembrie, în februarie era olimpiada. Trebuia să recuperez în aceste luni ceea ce trebuia să învăț pe parcursul la 3 ani de liceu. Aveam zile în care nu reușeam să rezolv măcar o problemă, să iau 100 de puncte pe ea și îmi dădea seama abia a doua, a treia zi ce aș fi putut să fac. Așa că n-aveam cum să fac un volum mare de probleme într-un timp atât de scurt. Cum am mai menționat și în alte videouri, a fost foarte important pentru mine că am avut pe cineva care să mă ajute, pe cineva pe care să întreb în caz că îmi băteam capul cu o problemă 2, 3, 4 ore și chiar nu înțelegeam ce cere de la mine sau nu înțelegeam cum să o abordez. Și am avut multe persoane care le-am spus pe parcursul acestui drum că vreau să fac asta, că vreau să mă duc la olimpiadă, că eventual vreau să aplic pentru un intern și la Google și majoritatea dintre ele mi-au spus că bă, tu nici măcar n-ai media 10 la info la clasă, de ce ai vrea să faci așa ceva, crezi că ai reușit? Și până la urmă aveau dreptate, nu aveam nicio șansă să ajung acolo în momentul respectiv pentru că nu aveam cunoștințele necesare. Dar în timp am refuzat să mă opresc din a lucra și am continuat chiar dacă alții considerau că n-am nicio șansă, chiar dacă undeva înăuntru meu poate consideram că chiar n-am nicio șansă și până la urmă am reușit.